horoscopul motivațional al săptămânii 6-12 februarie. O săptămână în care nu te voi menaja, lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par. Avem multe aspecte tensionate, deci îți recomand ca pe lângă această filmare să urmărești și horoscopul avertismentelor. Pentru că trebuie să ai grijă într-o săptămână foarte intensă la tot ceea ce faci. Adică hai să luăm întreaga viziune a poveștii, nu numai partea motivațională. Începem, ca de obicei, cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Ai foarte multă intenție bună, pozitivă și ai și energia de a vorbi cu persoanele importante sau responsabile de succesul intențiilor tale. Doar că trebuie să vorbești. E important să iei taurul de coarne și să spui lucrurilor pe nume. Ai curajul confruntării. Taur, ascendentul pe taur și cei care au luna natală în semnul taur. Tu faci cumva, nu știu, un miracol extraordinar. Probabil asculți horoscopul ultra-detaliat al lunii februarie de a afli informații suplimentare. Pentru că avem o săptămână pentru tine în care faci bani. Pars fortune, punctul norocului, trece în această săptămână prin semnul tău zodiacal și face un aspect ultra-benefic cu Venus, planeta banilor și a abundenței. Și îți vine așa o idee sau se întâmplă lucrurile într-un mare fel, încât ies lucrurile așa cum ți-ai dorit. Ești foarte, foarte bine susținut sau susținută pe tot ceea ce înseamnă lucruri importante, idei de afaceri, idei de a face bani, ești acolo unde trebuie să fii. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Tu ai foarte multă energie și ești foarte bine susținut în toate acțiunile tale de Marte, planeta acțiunii și a energiei. Aș sugera să te centrezi cu mai multă atenție pe tot ceea ce înseamnă studiu, dezvoltare personală, perfecționare. Pentru că tot ceea ce faci în această direcție acum te ajută foarte, foarte mult în demersurile tale viitoare. Așa încât apucă-te să înveți. Rac, să mutăm harta, să avem mai multă vizualizare. Deci, rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. În această săptămână, racul dă dovadă de foarte mult aplomb, foarte multă energie. Ai ajuns într-un punct în care trebuie să-ți faci o alegere. Mergi așa în continuare pe direcția asta? Foarte bine, ești unde trebuie să fii. Vrei mai mult? Asta înseamnă mai mult efort din partea ta. Deci este un moment în care trebuie să iei niște decizii legate de ce ai de făcut. Nu am voie ca astrolog să mă bag în povestea ta. Eu doar îți spun că e un moment prielnic să gândești, să decizi, să pui în practică. Dar ți-aș sugera să te gândești că și viața e scurtă și mai trebuie și trăită. Nu numai sacrificii care țin de muncă, eforturi legate de serviciu, mai trebuie să te ocupi și de tine puțin. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Și te iei la trântă cu toată lumea în această săptămână și dai cu toți de pământ și e foarte bine pentru că ai intrat în hibernare. Până acum ai fost leuțul ăla cu minte și simpatic, care îi pune pe toți într-o zonă de lasă că rezolv tu lucrurile mele și te degrevezi de anumite responsabilități pentru că le fac alții. În timpul ăsta, șoarecii dansează pe masă. Știi cum se spune? Că stăpânul nu e acasă, șoarecii dansează pe masă. Și exact asta e povestea. Ai pierdut undeva contactul cu realitatea. Și acum este nevoie
să iei lucrurile din nou și ai toată forța necesară și tot aplombul necesar și toată claritatea mentală să pui ordine din nou în tot ceea ce faci, în acțiunile tale. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Ia să vedem veștile bune pentru tine, chiar sunt cele mai bune, vreau să spun că ești cel mai bine aspectat semn tu și mai este o zodie, Capricornul. Sunteți cei mai bine aspectați în această săptămână. Nu aveți niciun punct de stres. O să trebuiască să spun și la avertismente niște lucruri stresante, ca să fim în ton cu tema discuției. Dar tu, ca și zodie, nu ești în pericol iminent. Și ești foarte bine susținută pe prieteni, asocieri, colaboratori, colaborări. Este o săptămână foarte bună să negociezi contracte, să te ocupi de afaceri, să te ocupi de proiecte personale care pot să-ți aducă niște bani în plus. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. O discuție hotărătoare cu o persoană mai în vârstă îți dă niște soluții un pic radicale la o problemă cu care te-ai confruntat. Ideea este că dacă până acum totul părea închis, opac, obtuz, nu vedeai nicio luminiță la capătul tunelului, acum, dimpotrivă, ești plin de energie sau plină de energie și ai o soluție. Nu e simplă soluția, dar este. Ai un pai de care să te agăți ca să ajungi la lumină. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Te afirmi! Te afirmi într-un mod în care te invidiez că nu sunt Scorpion și n-am marcaje pe Scorpion. Deloc n-am. Wow, ce săptămână fabuloasă în care îți câștigi războaiele. Dacă are loc un proces, faci o imagine foarte bună, vrei să te vinzi în piață, o faci excelent, ai de vorbit în fața oamenilor, o faci fără nicio problemă. Deci o săptămână în care lumina reflectoarelor cade pe Scorpion și marcajele pe Scorpion, cu scopul de a te evidenția, de a te promova, de a te arunca în lume unde poți să fii admirat la adevărata ta valoare. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Undeva până acum a fost un blocaj legat de bani. Undeva până acum nu-ți ieșeau lucrurile. De această dată vin banii la tine, ți se întoarce ceva, ce ori ai dat un prumut, ori așteptai un răspuns, așteptai o validare. Tot ceea ce ține în această săptămână de sfera financiară este foarte bine aspectat pentru tine. Ești bine aspectat pe achiziții de lucruri importante, o casă, o mașină, un pământ, un teren, evident. Și mai ești avantajată sau avantajat pe oportunități legate de schimbarea locului de muncă. Ai treabă, ai treabă. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. În această săptămână, tu și Fecioara sunteți cei mai bine susținuți pe hartă. Am spus și la Fecioara același lucru. La tine este despre clar viziune financiară, clar viziune birocratică, clar viziune plină de strategie. Ai un al șaselea simț să știi când să pui o hârtie să faci o solicitare, când să ceri un drept care ți se cuvine, când poți să fii pus în acțiune legată de planurile pe care ți le faci acum. Universul îți dă acea inspirație unică. Nu rata momentul să pui în practică ideile care îți vin în această săptămână, chiar dacă asta înseamnă să te iei la trântă cu unul și cu altul. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Săptămâna aceasta, Vărsătorii se afirmă. În primul rând, câștigi într-un proces, dacă procesul e corect, făcut și judecat cum trebuie. Sau ți se aprobă o solicitare pe care ai făcut-o un pic cu inima strânsă, dar acum primești un răspuns favorabil. E o săptămână bună să ceri drepturile tale
și te faci remarcat în fața unor persoane importante. În plus, un bărbat mai în vârstă s-ar putea să-ți dea niște sfaturi foarte bune legate de o intenție pe care vrei să o materializezi. Pești, ascendentul pe pești, cei care au luna natală în semnul peștilor. Voi aveți niște idei de afaceri încât cred că o să-i surprindeți pe toate semnele de pământ, că de regulă afacerile vin din sfera pământului. Dar peștii în această săptămână coboară din sferele înalte și ideatice care sunt guvernate de zodia voastră. Voi aveți viziune, voi aveți intenție, voi aveți, așa cum am spus, clar viziune, sfere înalte, nepământene. Și acum, brusc, vă scutură viața, dar pozitiv, nu-i ceva grav care ți se întâmplă. E mai degrabă o epifanie. E un moment în care te trezești la o realitate și începi să acționezi în conformitate cu această realitate. Ai niște idei foarte bune pentru dragoste, pentru afaceri și pline de creativitate. Dragii mei, vă doresc o săptămână fabuloasă, iar dacă vă place ce se întâmplă aici, nu uitați să apăsați butonul subscribe, să fiți la curent cu următoarele noastre postări. Pe curând tuturor!